Locul, ascuns între ape și stufăriș, este la numai 45 de kilometri de Tulcea, pe brațul Sfântul Gheorghe. Pentru cazare, o noapte, ce mi-ați putea oferi? Care sunt tarifele? Tarifele la hotel 315 cu micul dejun inclus, la vile de tip B 680 cu micul dejun inclus, vilele de tip A 315 cu micul dejun inclus. Este greu să te hotărăști. Prețurile sunt diferite. Depinde de cât de largă ți-e mâna, iar fiecare loc de cazare are ceva special. Căbănuțele ne plac cel mai mult. Vopsite în alb și albastru, cu acoperiș de stuf și flori vesele în grădinița din față, parcă sunt rupte din povești. Iar dacă am gustat destul din frumusețea locului și vrem să facem puțină mișcare, aici nu ne plictisim. Deținem o bază sportivă în care putem să jucăm cu două terenuri de tenis, volei, basket, tenis de câmp. De asemenea, avem și un număr de 5 cai pentru hipis, pentru cei care vor să practice călăria. E clar, e Delta, dar parcă ai fi în mijlocul orașului. Ai o mulțime de posibilități de agrement. Fie că mergi la sala de forță, fie că joci un biliard sau vrei să-ți demonstrezi agilitatea la un tenis de masă. Pentru persoanele mai dinamice, așa ca mine, la complexul turistic sunt și biciclete, gratuite, așa că o plimbare nu strică nimănui. Nu suntem singurii oaspeți de aici. Cei care au venit înaintea noastră, turiști străini, s-au îndrăgostit de minunata Delta și își fac deja planuri pentru anul viitor. We have seen more than 100 different birds. That's very, very much. We hope to come back again because everything is good. The food is good, the people are very nice. De la acest complex poți merge oriunde pe canalele Deltei. Avem un număr de vreo 50 de embarcațiuni de diferite capacități cu care putem acoperi întreaga suprafață a Deltei, deci inclusiv excursii la mare, la Sulina, la Sfântul Gheorghe, Chilia, localitățile de acolo și interiorul Deltei cu excursii pentru cei care vin să facă fotografii, care se ocupă de păsări, de plante. O excursie pe șalupă în inima Deltei costă între 50 și 200 de euro de persoană, în funcție de durată și de traseu. Bineînțeles că nu ne refuzăm o asemenea experiență. Am dormit și am mâncat suficient, acum o plimbare în Delta ar prinde numai bine. Să vedem păsările, plantele și să ne întâlnim cu pescarii. Pentru că la această vreme pescuitul este interzis în apele Deltei, pescarii se opresc doar în lacurile cu pești de cultură. Nu ne băgăm la sportul ăsta, pentru că suntem nepricepuți. Mai plăcut e să ne lăsăm conduși de păsările cerului spre alte locuri sălbatice ale Deltei.